Ultimile videoclipuri am explicat ce înseamnă să fii defensivă și cum îi rănești pe cei din jur, în special pe partener astfel. Acum îți voi explica cum te rănești pe tine, alegând să intri în apărare la orice discuție în contradictoriu pe care o ai cu partener. În primul rând, ești într-o relație cu cineva care se simte deconectat de tine. Nu vrei asta pentru că nu poți să-ți spui că simți iubire din partea partenerului dacă acesta nu se simte în siguranță cu tine. Cum poți să mai simți respectul partenerului tău dacă este deconectat de tine? Cum poți rezolva problemele sau visa împreună cu partenerul dacă acesta nu mai are încredere în tine, nici măcar să fii dispus să îi conștientizezi durerea cauzată de tine, indiferent cât de mică sau de mare este aceasta? Când începi să te aperi, plafonezi calitatea relației tale, ceea ce plafonează calitatea vieții tale. Deoarece când partenerul tău nu este ok, nici tu nu ești ok. Când relația ta de cuplu nu funcționează firesc, întreaga ta viață te dă peste cap. Lucrezi mult mai greu, îți vine mult mai greu să ai grijă de copii, îți este foarte greu să faci planuri. Relația cu familia partenerului este mai dificilă, gestionarea finanțelor este o corvoadă și clar viața voastră sexuală suferă. Nimic din toate acestea nu-ți aduce nimic bun. În al doilea rând, defensiva ta permanentă are legătură cu ceva care este profund în interiorul tău. Presiune că ai fost rănit în viața ta și asta te-a făcut să te întrebi dacă valorezi ceva, dacă meriți ceva, dacă poți fi iubit, dacă poți avea încredere în alții. Această rană interioară a ta, acest mod negativ în care te vezi, are și un nume: rușine. Rușinea este de nedorit pentru că nu invită oamenii în interior, ci îi îndepărtează. Rușinea nu te ajută să te conectezi cu alții, ci te izolează în timp ce crește în interiorul tău. Defensiva în care intri are același efect ca și rușinea. Te izolează, creează un zid între tine și partenerul tău. Zid care se solidifică și mai mult pe măsură ce rușinea crește. Defensiv ca să te aperi de această rușine, doar că apărarea ta întărește rușinea în final și te menține în acest cerc vicios în care nu ai încredere să fii vulnerabil, să te asumi răspunderea pentru ceea ce faci sau nu faci, deoarece tu nu ai încredere în tine și te judeci mai rău decât crezi că o face partenerul tău. În final, această defensivă te împiedică să te confrunți cu rușinea din interiorul tău și asta va ucide relația ta. Pentru că fără această confruntare nu vei fi niciodată intim cu adevărat și conectat cu partenerul tău. Succesul relației cere să te confrunți cu acea rușine, să o împărtășești cu partenerul în loc să o aperi. Sunt Elena Paula Știbei și te susțin să-ți creezi corpul și viața pe care le dorești.